Biblia spune să ne rugăm pentru dregătorii, dar cum majoritatea oamenilor din politică sunt, nu știu ce masoni. Am fost undeva în Australia și am văzut biserica masonilor. Vă dați seama că am intrat în ea, nu? Cum ar trebui să ne rugăm? Eu nu comentez ideea de mason, că nu o cunosc și nici nu, nu mi-o descoperi nimic de unde despre asta. Biblia spune, rugați-vă pentru Împărați, înălțați, îndrăgătorii. De ce? Care e motivația? Pentru că să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată Evlavia și cu toată cinstea. Deci subiectele pentru care trebuie să ne rugăm legate de drăgătorii, de autorități, versetul continuă și spune pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Deci ne rugăm în primul rând pentru pacea țării noastre, cum am fost motivați foarte bine în seara asta. Deci ca să ducem o viață, o, o viață sau o, un trai liniștit, echilibrat, cu pace. Dumnezeu să se îndure de toate drăgătoriile, dar nu e deloc greșit să ne rugăm ca Domnul să aibă milă și în îndurarea sa cea mare să-i mântuiască, inclusiv pe oamenii politici. Eu n-am nicio problemă cu politica și nici nu o să am, adică n-am chemare în domeniul ăsta. Așa că nu o să fac niciodată politică, dar ce pot să vă spun este că orice om trebuie să fie confruntat cu Evanghelia și trebuie să existe oameni în jurul lui care să se roage ca Dumnezeu să se îndure de acel om, indiferent ce statut politic are, și să ajungă la cunoștința adevărului. Decizia aparține a fiecărui om. Dacă tu te rogi și zici, Doamne, binecuvintează-i, nu în păcatele lor, ci binecuvintează-i cu îndurarea ta și mila ta cea mare. Dă-le harul să ajungă la mântuire, nu-i deloc greșit. Dacă simți o oprire, îți recomand să te rogi pentru pacea țării, pentru ca Dumnezeu să intervină și să lucreze în dreptul oamenilor care se tem de Dumnezeu. Iar pentru cei care încă nu se tem de Dumnezeu, Domnul să lucreze în îndurare și în milă, să nu-i bârfești. Îi faci un serviciu Satan. Deci când zice ăla e așa, ăla e așa, partidul ăla e nu știu cum, acum eu n-am treabă cu partidele, vă spun clar. Dacă când tu toci mărunt pe cineva, să știi că nu faci un serviciu lui Dumnezeu, ci faci un deserviciu lui Dumnezeu. Este oameni foarte așa, băia, așa, așa, țin cu ăla. nu mai țineți cu nimeni mai cu Iisus, și încă un lucru vă spun, nu dispețuiți pe nimeni, pentru că cel mai păcătos om poate să aibă mântuirea. Domnul să lucreze în durare. Nu are legătură cu tema, dar poate... Voi nu vreți să plecăm, așa Seara asta. Când mă duc la conferință și începe cineva despre căsătorie și o termina pauza. Deci și-o semnat nesomnul. Pot avea o căsnicie fericită dacă în familia mea am fost în mod repetat certuri și neînțelegeri? Păi dacă tu le-ai provocat, încă nu. Să înțelegi ce am zis, da? Deci e foarte important ce faci cu viața ta. Oamenii cei mai distruși din perspectivă familială, care au avut o căsnicie praf, au avut două variante. Fie s-au lamentat și au zis, asta e, o să fiu un distrus, da? Ca și-au fost tata și mama, fie au zis, nu, eu niciodată nu o să fiu bădarăn ca tata dacă am fost băiat. Eu niciodată nu să ridic tonul ca tata. Eu niciodată nu să umblu bezmetic și să nu știu pe unde e tata. Eu întotdeauna când plec de acasă, am telefon, că de-aia mi l-am cumpărat. Și dacă n-apuc pentru că soția mea e într-o discuție, îi trimit un mesaj. Dacă mă vedeți vreodată că după ce am intrat la Amvon, la o evanghelizare, nu scot telefonul, să știți ce fac. Ești eu, Alexander, te iubesc mult, am ajuns cu bine. Să ne revedem cu bine. Asta fac. Înțelegeți? Și cred că e corect. Am vol, nu mă lasă să fac asta. Voi, dacă mă lăsați sau nu, nu mai contează. Mă lasă Hristos. Ați înțeles care e ideea? Adică să-i dau confirmarea că am ajuns cu bine, că la biserică, că bine. Că poate între timp n avut apucat să răspundă la telefon și o trebuie, o trebuie să intru direct am vouă. Și atunci eu trebuie să vorbesc, să comunic. Dacă ai văzut că părinții tăi au comunicat în culori, da? Și în sunete. Mhm. Uh -huh. Ai mâncat ceva? se uh -huh. Se foame? Nu. Pare rău. Vezi că s-a inventat vocabularul. trebuie să vorbești. Și dau un secret la băieții care vor să se însoare. Când o vezi cea mai supărată, fă cumva să-i aduci niște flori. Sper că știi ce flori îi placă. Dacă nu, te-ai distrus. Dacă îi aduci alte culori decât cele care îi plac, nu îi du i duci nicio flore. Că știi ce o să zică? Bă, de atâta vreme vorbesc cu tine și tu nu știi ce, ce flori îmi plac mie. Asta e, experiența își pune cuvântul. Bun, ce am vrut să vă spun cu asta? Alege să fii diferit. Roagă, te insistă, dacă există o, o predispoziție a ta să fie așa, șt, nu știu cum e, tata, mama, cine e fixistul? Că exist, ai o predispoziție să fii cu ideile tale. În momentul în care îți dai seama, mă, am idei, de astea, așa interesante, mitocane sau cum să le numesc, da? Știi tu cum la care mă refer. Pe la ideile le lucrează. Când îți zice fata, voi la fete ca să nu mă audă băieți, când îți zice fata, mă, nu fi așa. Vezi că asta are senzori. Asta nu-i... Deci nu are experiență, are senzori. Adică e ființă umană în care îi mișcă rotițele în creier. În semn bun. Și vezi că dacă tu îi faci în contră, poate așa a făcut și te că la mai și vezi că o să aduci familia ta distrugerea. Nu înseamnă că trebuie să vă conducă femeile. Că punii... Aproape că nu mai le conduc, dar asta e altceva. Vreau să zic că e foarte important, e foarte important să nu fii unde ai văzut o greșeală. Alege să nu fii așa. Du-te departe, total, într-o direcție total inversă față de cum ai văzut că nu e ok în casa ta. Și să știi că pentru asta trebuie să te rogi. Deci, în domeniul ăsta la cine a scris acest mesaj, e bine că nu o poți să intru pe IP să vă cinei, așa, cine a scris mesajul ăsta are nevoie urgentă de mărturisire. Urgentă. De ce? Pentru că duce niște saci în spate. El vrea să urce pe verest și are două tone de saci cu gunoaie. Cum mi-a zis teacă la maică asta, cum a intrat, o intrat că să pe ușă, cum o fost așa, cum a fost cum s-a ascuns, nu știu pe unde, ce au făcut, ce au zis copilul, ce i s-a întâmplat, sunt niște nu, nu poți să faci abstracție de bagajul tău informațional, sentimental, emoțional, să nu s aruncă la coș, nu gata de găsuri, pac, s-au dispărut. Ăsta rămâne în tine. Și o să fii cel mult suma problemelor tale. Nu o să poți ridica deasupra nivelului situațiilor tale problematice. Când dai de greu, când ești la intersecție, când simți că te calcă pe bătătură, o să fii cum ești tu în ta, vieții tale? Ei, rezolvă-ți problemele înainte să intri în căsnicie și atunci, dacă rezolvi niște probleme generaționale, poate sunt niște blesteme pe care părinții tăi, la momente grele din viață, le-au rostit peste tine și au zis, o să ajungi eu, o, să spângi zilele, să fii ca mine, să nu oprește-te, rezolvă problemele astea. Că dacă nu, există riscul din neveghere să repeți istoria și chiar ești condamnat într o fel. Dacă am avut o vedenie și prorocul sau prorocului nu i s-a dat și tâlmăcirea și dacă nici nu o înțeleg, cum îmi dau seama ce a vrut să vorbească Domnul? Prin multă rugăciune, foarte important să nu te grăbești, este lucruri care se întâmplă în timp, noi iar vă spun ceva despre căsătorie, vă vă vinovați. Știu că am fost la o sură cu dar de prorocie din Cluj-Napoca, eram în clasa 9. Și când am intrat prima dată în camera acelei surori, aveam undeva la 70-80 de ani, la prima rugăciune am un martor care a fost cu mine, el era foarte hotărâs în soare încă nu a apucat, dar nu, nu, i cum vrei totdeauna. Și sora respectivă a primit prin mesaj profetic cum arată viitoarea mea soție. Eram în clasa 9. Și a zis, tinere, te vei căsători cu o fată foarte frumoasă, e chiar adevărat. Deci nu m-a bătut niciodată. Da? Și a dat un detaliu pe care nu vi spun acum că e mai bine. Detaliul respectiv a creat diferența. Deci un detaliu pe care nu putea să știe nimeni decât Duhul. Rețineți deci că am primit asta la clasa 9. nu, no, dar dacă din clasa 10 o umblam. Ce no, care asta? Înțelegeți? Înseamnă că aveam o problemă. Deci există mesaje pe care nu le pricep decât la vremea lor. Nu le-ai înțeles încă, s-ar putea să nu fie vremea. Prorocul, dacă n-a primit descoperire, felicită-l. spune felicitări din partea mea că nu ți-a zis mai mult decât a zis Domnul. Deci asta e foarte bine cuvânt așa. Dar tu, la un moment dat, o să primești mesajul ăla pentru că se va plia exact cu situația respectivă. Deci, în clasa nouă, câți ne aveam? Cam 15 ani? Bun. Doar la 20 și ceva de ani, 22... Am întâlnit-o sau am văzut-o. Am știut că Alexandra e pentru mine. Deci, o trecut undeva la șapte ani. Dacă eu șapte ani de zile ziceam, prorogiza noi de la Domnul, că nu o găsesc pe Fată. Greșeam. Deci, deci rețineți, mesajul profetic poate Dumnezeu să-și rezeve dreptul. E suveran, nu noi îl controlăm. E suveran Dumnezeu să se împlinească un mesaj profetic când tu nu te aștepți. Și am momente în care ajung într-o biserică și trebuie să slujesc și îmi amintesc și zic, vai, da, atunci a avut sora cu tare un mesaj despre mine că o să ajung într-o cetate și că acolo o trebuie să fac așa. Până atunci, dacă nu ajungeam în cetatea nu puteam să dau seama cum se împlinește mesajul. Da? Deci e foarte important. Sunt și mesaje care se împlinesc la distanță de o zi. Mi-am că înainte să plec primată în Australia, eram la un grup de rugăciune aici în Cluj, la un grup autorizat. Atenție la ce grupuri merge să fie autorizate de biserica locală. Și o soră s-a ridicat în picioare, în auzul tuturor, și a zis, frate Caleb, am văzut în fața ta un drum lung și alb. O să primești viza și o să mergi. Eu n-am dacă primești viza sau nu. N-aveam nici măcar 0 lei în cont. Da? Am ajuns prin Harul Lui Dumnezeu, nu pe baza a ceea ce eram eu sau ce aveam acolo. Și dacă a zis Duhul Sfânt că e un drum alb pe care urc, am urcat pe el și am ajuns cu bine prima dată, când am plecat din țară a fost direct în Australia. Nici nu știam ce la ce chin. Da, aflam între timp. Dacă cineva se întreabă cum se împlinesc lucrările Domnului, cum te aștepți? Este posibilitatea ca în loc să fie o vorbire în limbi autentică, să inventezi cuvinte și astfel să mi se pară că vorbesc în limbi? Asta există posibilitatea dacă tu trăiești într-un păcat constant. 1, doi dacă îți propui să inventezi vorbire în limbi și vrei să imiți pe cineva, și trei, dacă motivația pentru care tu vrei să vorbești în limbi e una greșită. Ați auzit ce am zis? Dacă ești sincer, curat, nu ești perfect, ai anumite impurități în viața ta, dar nu vrei niciodată să, să te lași rătăcit. Vă voi știți că am o soră în Australia, Domnul să o binecuvânteze cu tot neamul, a zis amin. <gătă -i> La fel și pe voi. Persida, e o ființă foarte sensibilă. Poate cea mai sensibilă ființă din familia noastră. Fata asta, când era necăsătorită, i-a spus lui Dumnezeu așa. Să nu lași pe niciun proroc sau nicio prorociță care nu-i de la Domnul, să nu cumva să-l lași, să vină să-mi zică vreo prorocie. Știți că niciun proroc faz nu e prorocit? Și apropo de căsătorie, când avea, eu aveam 17 pe ea avea vreo 20, 21, a avut un mesaj profetic printr-un proroc care e și pastor, e autentic, nu vă dau numele acum ca așa vreau, și a zis, arcașul care trebuie să vină va veni, când îl vei vedea, inima ta se va umple de bucurie, vei merge cu el și vei fi binecuvântată toată viața. Amin. Din Australia o venit arcașul, a parcurs 25.000 de kilometri să vină, pentru că a zis Duhul Sfânt și persidei sorei mele, nu i-a vorbit niciun proroc care e fals. O trecupă pe lângă aia și o vorbi la alții, dar ei nu au vorbit. Nu pentru că era din familia noastră, ci pentru că ea în sinceritatea ei a zis, Doamne, nu lăsa vreodată să primezi vreun mesaj care să fie neautorizat de tine. Dacă ai dorința asta corectă, sinceră, să știi că o să treacă pe tine mesagerii care nu veghează sau care interpretează greșit mesajul care îl primesc și nu o să spună nimic ție. De ce? Tu ești corect. Ei, la fel și cu lucrarea Duhului Sfânt, vorbirea în limbi. Dacă tu ești sincer, dacă tu și în curăție, dacă Biblia pentru tine este norma de bază, pentru asta respiri, trăiești, asta ai în viața ta, dacă tu ții la cuvântul lui Dumnezeu din fir în păr, nimic nu-ți permiți greșit, să știi că Duhul lui Dumnezeu care este prezent lângă tine și Dumnezeu Tatăl care e Tatăl tău, nu o să-ți dea ție, după cum nici Tatăl tău nu ți-a dat niciodată un lucru greșit, intenționat, că ți-a dat fără să vrea, asta e altceva cu ești greșit. Dar în mod normal un tată cu facultăți elementare funcționale nu-i dă copilului lui o piatră când el îi cere o pâine. Așa că dacă tu ești sincer, asigură-te că ești în curăție dacă vrei să imiți, dacă vrei să impresionezi, dacă vrei să fentezi, dacă vrei să șmecherești, dacă în viața ta există lucruri uh, duplicitare, duale, care vrei neapărat să le spui, atunci e o problemă. Da? Deci, asigură-te că ești corect și atunci Duhul Sfânt nu are cum să te facă să greșești, că El nu greșește niciodată. Este corect să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea dacă ai o vorbire cursivă care, este, care se schimbă uneori, Cineva zicea să nu te rogi ca Dumnezeu, că Dumnezeu dă dacă vrea. Da, e corect. Biblia spune, dacă cineva are darul trămăcirii limbilor, să se roage, să aibă și, dacă are cineva darul vorbi în limbi, să se roage, să aibă și tărmăcirea. Da, e foarte corect. Și la cei care uh, sunteți în domeniul cântării, rugați-vă Duhului Sfânt să vă dea cântări noi. Dar nu din... Uh, așa, ați înțeles, că nu vreau să mai intru aici, că după aia nu mai terminăm în seara asta. Da? ci cântări de la Duhul. Să primești versuri, să le scrii cu mâna ta. Să primești mesaje de la Duhul Sfânt. Astea sunt cântări autentice. Nu traduse din limba engleză, franceză, din... Da? Ați înțeles? Că hirsog nu e România, dacă n ați știut. România e altceva. Că nu am fost și am stat numai 5 minute, deci nu mă pune să zic cu ce-au fost. Tălmăcirea limbilor cum se manifestă? Dacă cineva are dar de tălmăcire, poate înțelege oricând, orice vorbire în limbi sau îi se dă să înțeleagă din când în când, da, cum spuneam, este o manifestare instantanee la decizia Duhului. Dacă primești tălmăcirea limbilor când vorbește cineva în altă limbi, nu e obligatoriu să ți se dă da tălmăcirea când vorbește și altcineva. Și nu e obligatoriu la aceeași persoană să ți se dea întotdeauna. Duhul dă. Și dacă Duhul dă, Duhul decide când dă. Deci nu trebuie creat un șablon. Repet, nu e o traducere mot -mo, nu ca și cum știi în limba engleză, știi să se traduce orice, nu. E o manifestare la fiecare tălmăcire a limbilor, e o nouă manifestare a Duhului, e o prezență supranaturală în momentul respectiv. Da, poate fi cum am mai văzut și auzit uneori să se repete anumite cuvinte în vorbire și tălmăcirea să fie diferită. Deci, numărat, adică Mene, tot numărat înseamnă. Înțelegeți? Dar mene pentru o persoană poate însemna numărat într-o anumită dimensiune. Pentru o altă persoană poate însemna numărat în altă dimensiune. Că dacă nu era rege împăratul ăsta, da? nu îi se spunea, ți s-a numărat zilele domniei. Trebuia să zică altceva. Ți s-au numărat numările la altceva. Înțelegeți? Deci chiar dacă este același cuvânt, același cuvânt, Dumnezeu prin Duhul, prin tărmăcire, de aceea dă interpretare, adică există o gamă mai largă de a te exprima prin tărmăcire sau prin interpretare, poate Dumnezeu să dea nu o altă interpretare, ci un mesaj într-o altă direcție. Nu schimbă direcția în sensul că zice odată da, odată nu, ci schimbă direcția în contextul în care se adresează unui anumit tip de problemă. Cine tălmăcește limbile are de obicei și darul prorociei sau slujba de proroc? Nu neapărat. N-am amintit, dar sublinez. 1 Corinteni 14 spune, cine vorbește în alte limbi și are și darul tălmăciilor, Ascultă ce spune cuvântul Domnului, dă învățătură și este ca și cum ar proroci. Așa, Aș dori ca tot să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai presus decât cine vorbește în alte limbi, afară numai, dacă tălmăcește aceste limbi. Da? Deci, Apostolul Pavel reglementează faptul că prorocia este la același nivel profetic cu vorbirea în alte limbi ca dar, urmată de darul tălmăcirii limbilor. Dar, vorbirea în alte limbi ca dar și darul tălmăcirilor nu este egală cu prorocia ca dar și nici cu prorocia ca slujbă. Sunt daruri distincte. o prorociei este un dar, darul vorbirii limbii este al dar și darul tămăcii limbii este al dar. Da? Sunt trei daruri distincte. Da? Însă în momentul în care mesajul din vorbirea în alte limbi se transmite sau se tălmăcește, se interpretează prin tălmaci, ajunge să aibă același nivel profetic ca și cum ar fi o prorocie. Așa cum am văzut și în cazul viselor. Tălmăcirea e doar pentru limbile primite prin Duhul sau poate fi și pe altă latură, Vise, Vedenii, prorocii? Tălmăcirea limbilor în context 1 Corinteni se referă în mod clar la tălmăcirea unor limbi vorbite prin darul vorbirii în limbi. Acum, puterea de descoperire pe care o dă Dumnezeu prin Duhul se poate manifesta și printr-un vis pe care tu îl primești ca să poți să interpretezi visul ăla. Da? Asta e lucrarea Duhului, nu e obligatoriu să fie într-un fel neapărat. Mă întreabă cineva o întrebare personală, probabil. Ți s-a dat vreodată tălmăcirea cuiva care vorbește în limbi, cu ce scop? Spunea ceva care nu era de la domnul personal respectivă? Da, eram aici, aici eu eram, eu eram aici și el era aici. Eram la o seară de stăruință, cu ceva ani în urmă, și era un bărbat care nu cunoștea limba română, știa doar limba maghiară, franceză și engleză. Și Duhul Sfânt mi-a zis, du-te înspre acel tânăr pentru care asupra lui e un păcat. și spune ei să meargă la mărturisire pentru că Duhul ar vrea să-l boteze, dar nu poate pentru că are asupra lui un păcat. Bineînțeles că ne știind bine engleză vorbind, nici n-am că știe engleză, așa a rânduit Dumnezeu lucrurile încât la final, la finalul slujbei, cine l-a adus mi-a confirmat ce mi-a spus Duhul. Și Duhul mi-a spus asta în urma unei vorbi în limbi. Adică am vorbit în limbi și după aceea Duhul a transmis această informație. Când eram în clasa 8 -a, eram în această întrebare dilematică, să cum să-i spun, problematică, dacă să mă duc sau nu la banchetul de clasa 8 -a, la final. Eram în albini, în genunchi, mi-am și acum unde stăteam. Și mă rugam Duhul Sfânt a vorbit în alte limbi prin mine, doar pentru mine, bineînțeles, fără să fie cu voce tare, exagerată, doar m-am auzit eu. Și apoi mi-a dat tălmăcirea cuvintelor acelora prin care Duhul îmi spunea că dacă mă voi duce la acea întâlnire, voi avea mult de pierdut și Domnul nu vrea asta. Cum vă spuneam în tabără, cel mai recent, și nu numai atunci, dar vă dau exemplu ăsta, am primit, deci ce se cânta în față, eu primeam vorbirea în alte limbi. Prin Duhul, să vorbesc și să cânt. Exact. Acum, cum să vă explic? Cântarea asta în alte limbi are cu sine o manifestare supranaturală, o prezență deosebită. Deci, nu e, nu e o chestiune că doar cânți. E o putere a lui Dumnezeu, e o prezență a lui Dumnezeu, e o pace, e o intervenție supranaturală. Mi se întâmplă să cânt aici în față un grup, nu contează care, cântă în față. Și eu sunt într-o anumită parte a clădirii și de obicei într-un loc unde nu mă observă nimeni, da? adică nu-s la slujire atunci, și Duhul îmi dă să cânt în alte limbi exact ce cântă ei. Deci există astfel de manifestări ale Duhului. Care e rolul, ați, veți spune? Rolul este întărirea sufletească, adică Domnul lucrează și azi. Vă mai experiența aceea în care eram la cina Domnului aici, pentru că sunt unii care interpretează de ce mă rog în alte limbi cu voce tare. Să vă explic de ce. Da? Cu sceptici vorbesc acum. Așa? Și în momentul în care m-am rugat în limba română, apoi am spus câteva cuvinte în alte limbi, pe ultimul rând, acolo unde nu stă nimeni, pe ultimul rând acolo, era o soră de religie baptistă, care la final de program m-a așteptat și mi-a spus, frate, nu știu ce ai zis tu în alte limbi, dar când te ai rugat așa în alte limbi, am simțit un curent în mine și am fost eliberată de un duh de frică. Nu puteam să dorm noaptea. Eram efectiv blocată. Nu puteam controla noaptea, nu puteam să am liniște. Prindeam tot tipul o lumină, o lanternă, o veioză cel mai des, că nu puteam să stau liniștit. Ei, în momentul în care s-au zis acele cuvinte prin duhul și înțeleg că după acele cuvinte a existat o tălmăcire a cuvintelor în alte limbi, asta cum decide Duhul Sfânt, Duhul a atins acea persoană care chiar dacă era de religie baptistă, adică avea probabil uh, o altă înțelegere față de acest cuvânt, Domnul i-a atins inima și a eliberat-o. Deci nici niciodată să nu judecați mărunt și să nu judecați ieftin. Duhul lucrează și azi. Și să știți că printre voi sunt frați și surori care au darul vorbi în limbi. Și în momentul în care vă rugați, biserica simte o prezență deosebită a Duhului ce se întâmplă în manifestarea lucrării prin cântare, prin alegerea cântărilor, prin ce se întâmplă că oamenii vin ca un magnet, sunt atrași din diverse zone. Asta nu e o lucrare omenească, asta e o lucrare a Duhului. Dacă nu o recunoaștem, înseamnă că suntem orbi și ar trebui să ne revenim cei care nu o recunosc. Păi vi se vă ridicați. Haideți să aducem un cuvânt de mulțumire înainte lui Dumnezeu. Să-i mulțumim Domnului că Duhul Sfânt lucrează în diverse forme. Duhul Sfânt nu lucrează neapărat cum ne dorim noi, cum ne planificăm noi. O să zic că unii, păi, unii vin numai pentru alții, că îi simpatizează anumite persoane. Da, există posibilitatea ca cineva de aici să vină cu o simpatie anume omenească. Și nu judecăm lucrul ăsta. Dar în simpatia asta se retrage lucrarea de simpatizare și poate să lucre Duhul. Asta ne dorim, să lucreze Duhul.